Constantin Dutu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului, Comisii de Cultură, în acest moment îl audiază pe membrul CNA. Nu vedem exact dacă în continuare are pistolul pe masă sau nu. Nu mai este pe masă, ne spun colegii chiar acum. Vedem în direct imagini, în exclusivitate, doamnelor și domnilor, la Realitatea TV, imagini din Parlamentul României. Comisia de Cultură, un membru al CNA, este audiat acolo, a venit și ar fi scos un pistol pe masă. Pur și simplu ar fi scos un pistol pe masă. Așa cum spunea și colega noastră, în Parlamentul României filtre de securitate sunt foarte drastice. Sunt membrii ai Serviciului de Protecție și Pază la intrarea în Parlamentul României. Treci printr-un filtru de fiecare dată când intri în Parlamentul României. De asemenea, gențile, bagajele pe care le ai atunci când intru, le pui pe o masă specială, tocmai pentru că este o instituție a statului cu parlamentari români. Să ascultăm chiar acum declarații de la Comisia de Cultură, Raluca Turcan, membru al Comisiei. Este inadmisibil să procedați așa. Și eu, cât sunt președintă și prezidez o comisie, nu pot să tolerez un asemenea comportament. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă rog foarte mult să părăsiți această sală. Vă rog foarte mult să părăsiți sala, domnule Dutu, și vom sesiza Consiliul Național al Audiovizualului pentru acest comportament al dumneavoastră. Este inadmisibil. Nu aveți, nu este moral, în primul rând, să veniți în comisiile pentru cultură în Parlamentul României cu o armă. Dar nu există gestul armă. Și simbolistica, gestul și simbolistica. Gestul ordinară. Uitați-vă. Este pentru această chestiune am putut eu să fiu, am vrut să fiu condamnat 25 de ani în urmă de securitate. Și acest lucru se repetă astăzi. Poftim? Nimic. L-am arătat că este o jucărie. Că e o jucărie. Dacă ați venit cu această jucărie, de ce le-ați arătat? Sau de ce ați venit cu jucărie? Pentru că 25 de ani în urmă mi s-a imputat că am arme și muniții de pe timpul lui Ceaușescu. Asta era tot.